În clipul de astăzi v-am pregătit acest machiaj. Este un machiaj de vară, luminos, nu foarte, foarte complicat de realizat. Sper să vă placă și urmăriți în continuare. Mi-am făcut deja sprâncenele și am aplicat un corector pe post de bază și o să trec direct la machiajul ochilor, care este unul destul de simplu și așa puțin colorat. O să vă arăt și de ce. Voi folosi acest bronzer de la CN, pe care îl găsiți în Lidl. Îl voi folosi pe post de nuanță de tranziție în pliul ochiului. Cu ochiul deschis și orientat înainte, îl aplic exact în pliul ochiului și puțin deasupra pliului, pentru că eu am foarte puțin pliuapa căzută. Și dacă îl aplic numai în pliu, nu se va vedea. După care voi lua o nuanță ceva mai închisă și o voi aplica peste nuanța precedentă. Care voi lua acest creion albastru de ochi. Acesta este de la Kiko, este foarte, foarte cremos și îmi place la nebunie. Și nuanța este absolut superbă și rezistă și super mult. Și cu o pensulă unghiulară voi lua ceva produs și voi trasa o linie subțire, ca și cum aș imita linia de tuș, însă ceva mai subțire. Nu știu ce s-a întâmplat cu creionul ăsta, mi-am duceam aminte că este super cremos, pigmentat, dar văd că nu mai face nimic. Am descoperit că are și ascuțitoare. Dar nu știu, cred că l-am de prea mult timp și s-a uscat. Dar nu-i problemă, vom folosi acest far de la Melchior în nuanța Escape, drept eyeliner. Nu mă las așa ușor, dacă vreau albastru, albastru vreau. Am terminat și condițele după 1800 de ani și o să trec la machiajul feței. O să continui apoi cu machiajul ochilor. Voi aplica acest set de la Balea, care îmi place super, super mult. E așa ca apa. Deci are o textură super, super faină și îți hidratează bine pielea. Este fix, se transformă fix în apă. Îmi place super mult. Îmi hidratează pielea, intră rapid în piele, nu trebuie să aștept 100 de ani. Îl aplic și pe gât. Ca și fond de ten astăzi îl voi folosi pe acesta de la Bourjois, Healthy Mix. Eu îl am în nuanța... Unde scrie nuanța? N55. Acum mi se potrivește pentru că m-am mai bronzat puțin, însă înainte mi era puțin cam închis. Ăsta îmi place că nu are o acoperire așa mare, este lejer, îmi arată super bine pe ten, pentru că nu-l încarcă. Următorul va fi concealerul, îl voi folosi pe acesta de la Catrice, care îmi place foarte, foarte mult. Eu îl am în nuanța 020 Light Beige. Când am mers să-mi-l cumpăr, voiam să-mi iau nuanța cea mai deschisă, însă doamna de acolo mi-a spus că este prea deschisă pentru mine. Și acum am luat nuanța a doua, însă mi se pare că se oxidează, deși el pare foarte deschis acum, mi se pare că se oxidează și nu mai luminează atât de tare. Ok, după ce a arătat exact ca un șef de trib, este timpul să blenduim totul în piele. Încă nu m-am hotărât la background-ul meu, nu știu ce să aleg. Sunt total nehotărât, am zis că în clipele anterioare... În clipurile anterioare aveam alt background, ăsta îmi place mult, ăsta de astăzi. Încă nu m-am obișnuit cu... El nu știe exact ce o să fac, ce modificări mai fac. Da, am observat că acest concealer se usucă destul de repede.
Deci trebuie să lucrați cam repede cu el. O să folosesc acum puțină pudră, însă nu voi exagera, pentru că mie îmi place un look așa mai luminos. Dar tot simt nevoia să pudrez puțin tenul, mai ales în zona de sub ochi. Și în momentul în care aplici conturul, bronzerul, blush-ul, iluminatorul, totul se așează mult mai bine pe pudră decât pe un ten nesetat. Acum vreau să termin cu machiajul ochilor și voi lua aceleași farduri, le voi aplica pe ploapa inferioară. Acum voi aplica și aceeași nuanță de albastru pe ploapa inferioară. Voi aplica mascara și am terminat cu machiajul ochilor. Acum, folosind acest bronzer din paleta de la Essence, pe care nu am mai folosit-o de ceva timp, îmi voi bronza puțin tenul. Ca și blush, îl voi folosi tot pe acestea din paleta de la Essence. Iar ca și iluminator, îl voi folosi pe acesta de la Makeup Revolution. Acesta de la Makeup Revolution are un subton auriu. Adică este auriu, nu are un subton auriu. Voi aplica puțin din acest iluminator și în colțul intern al ochiului. Iar pe buze voi folosi noul ruj mat de la Melchior, sunt super încântată să-l încerc. L-am primit chiar ieri de la ei, eu l-am în nuanța Faithfully, la noi va apărea pe 17 luna aceasta, la ora 10 dimineața, așa că fiți pe fază dacă vreți să îl încercați, să-l achiziționați. Ei, aceasta este nuanța. Nuanța este superbă. Îmi place aplicatorul, că este micuț. Are o textură atât de faină, este atât de cremos și se aplică atât de ușor. Îmi place, până acum îmi place acest ruj, depinde cât rezistă, s-ar putea să mă cucerească. Și acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut machiajul. Este foarte ușor de realizat, nici nu aveți nevoie de foarte multe produse. Nu uitați, vă rog, să-i dați un thumbs up și să vă abonați canalului meu în cazul în care nu ați făcut-o încă. Bineînțeles, ne vedem data viitoare cu un nou clip. V-am pupat!